Îmi doresc un roman de care copiii mei să fie mândri. Îmi doresc un roman frumos, un roman cu oameni educați. Îmi doresc ca romanul să fie un oraș prosper, în care romașcanii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Îmi doresc un roman performant în toate proiectele pe care și le-a propus. Îmi doresc un roman frumos, ca ziua de astăzi. Îmi doresc un roman curat, un roman al romașcanilor. Îmi doresc ca romanul să devină un oraș european prin folosirea energiei neconvenționale. Îmi doresc un roman sigur, un roman european. Îmi doresc ca romanul să rămână un oraș curat. Îmi doresc ca această comunitate, unde m-am născut, să fie o comunitate bazată pe proiecte durabile. Îmi doresc să continuăm pentru un oraș european. O echipă pentru roman, un roman pentru marea familie. Laurențiu Dan Leureanu și echipa liberală. Cu noi, viitorul are sens. Bună ziua și bine v-am regăsit în studioul Roman 24. În duminică pe 5 iunie, romașcanii merg la vot să-și aleagă consilierii locali, consilierii județeni care să-i reprezinte în forul legislativ din Neamț și, bineînțeles, primarul municipiului pentru următorii 4 ani. Alături de mine l-am pe primarul Laurențiu Leureanu. Bună ziua, bine v-am regăsit. Să rămână, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație și bună ziua tuturor romașcanilor noștri. Candidat din partea PNL, este important să știe oamenii că în această echipă candidați pentru ultimul mandat, ați spus dumneavoastră, da. Cel de-al treilea și ultimul. Pentru al treilea și ultimul mandat, candidez din partea Partidului Național Liberal. Ne aflăm pe toate cele trei buletine de vot, buletinul pentru primar, buletinul pentru Consiliul Local și buletinul pentru Consiliul Județean, pe poziția întâi, pe buletinul de vot. Îi rugăm pe romașcanii noștri duminică să fie alături de noi, să vină număr cât mai mare la vot, pentru că un scor bun înregistrat la roman dă și o reprezentativitate bună la nivel național și o altă greutate a cuvântului pe care poți să-l ai la nivel național. Spuneam în cursul emisiunilor trecute faptul că foarte puțini candidați au venit sau mai deloc cu proiecte, au venit mai mult cu lucruri pe care le-au spus, mai puțin sau mai mult realiste, și atunci am zis că pentru cunoașterea cât mai bine a romașcanilor, a ceea ce dumneavoastră oferiți în proiectul Politic Roman 2020, să încercăm să explicăm câteva dintre principalele proiecte pe care le aveți în vedere pentru municipiu. Așa este. Vreau să vă prezint astăzi proiectul Roman 2020 și în același timp programul de guvernare locală pentru următorii 4 ani. M-am axat pe 10 domenii de activitate pe care le voi prezenta, 20 de proiecte majore pentru municipiul Roman, într-o sumă totală de circa 60 de milioane de euro. De asemenea, vreau să vă spun că am încercat să surprind toate domeniile de activitate din municipiu. De asemenea, am dat pentru fiecare proiect termen de realizare, am dat pentru fiecare proiect suma aproximativă și, de asemenea, și sursa de finanțare. Foarte importantă sursa de finanțare, că așa vorbim de lucruri, dar vorbim care, dacă n-avem bani, nici nu putem să le realizăm. Vreau să vă spun așa, primul domeniu de activitate, locurile de muncă. Într-adevăr, municipiul Roman a cunoscut o renaștere în ultimii ani și vreau să vă spun că în cele două mandate pe care le-am avut, am căutat să dezvolt capacitățile de producție din Roman, așa cum s-a întâmplat cu Somaco, cu încă o linie tehnologică la Roman, așa cum s-a întâmplat cu Cersanitu, cu o linie tehnologică, o fabrică nouă de teracotă, așa cum s-a întâmplat și Agrana, dar mai mult decât atât, m-am zbătut și am adus la Roman un investitor, TRV-ul, liderul mondial în automotive, care după 2 ani de tatonări și de încercări a autorităților locale, regionale și naționale din 3 țări, Serbia, Bulgaria și România, a luat decizia pentru România, iar după câștigarea, să spun așa, acestui examen la nivel internațional, a fost cel la nivel național între 3 orașe, Drobeta, Turnu Severin, Sebeșu și Romanu, a câștigat Romanu și astăzi vorbim de peste 1600 de angajați într-o fabrică care deja este primul angajator din municipiul Roman. Dar tocmai pentru că vreau ca această piață a forței de muncă, dar și a mediului de afaceri să capete o nouă dimensiune la Roman, ne-am propus în următorii ani proiectul numărul 1 pe care vi-l aduc la cunoștință, un parc industrial și incubator de afaceri. Ne propunem așadar înființarea unei structuri de sprijin a afacerilor prin amenajarea unui parc industrial pe o suprafață de minim 10 hectare și maxim 14 hectare, că atâta putem achiziționa acolo, între zona Roman Est, Roman Vest, zona Chimiei, fosta platformă a
chimică din Roman. Acolo vrem să construim atât un incubator de afaceri, cât și care să cuprindă spații de producție, de prestări servicii, rețele de utilități, parcări, drumuri de acces. Și dorim în primul rând să atragem în Roman investițiile de tip smart, adică acele industrii cu valoare adăugată mare, care presupune o specializare pentru cel care lucrează acolo și automat și un venit salarial pe măsură. De altfel, vreau să vă informez că în luna august a acestui an vom deschide o nouă bază logistică la Roman. Firma Oscar Downstream, cu care ne-am aflat în negocieri în ultimul an, deja se află în plină amenajare, iar în luna august va deschide pe strada Tirului o bază logistică și un depozit regional. Această firmă este cea mai mare firmă de combustibil fosil insight din Europa. Dânsii furnizează combustibil tuturor firmelor care își alimentează propriile mijloace de transport, fie că sunt de persoane, fie că sunt de mărfuri, așa încât va căpăta o altă dimensiune Romanul prin înființarea acestei baze logistice care va ocupa întreaga Moldovă. Și așa cum vă spuneam, aici vor fi nu sute de angajați, dar câteva zeci de angajați, dar care vor fi cu o specializare mai înaltă și sigur vor avea un salariu pe măsură, adică un salariu peste media salarială din România. De asemenea, vreau să vă spun că suntem în discuții înaintate, în sensul de furnizare de autorizații și de avize către firma TRV, care dorește în septembrie să înceapă construirea celei de-a doua fabrici. A și cumpărat la Roman terenul. A și cumpărat la Roman și terenul și halele, sunt proprietari deja. Iar dânsii vor să aducă într-o nouă unitate de producție, de asemenea un sistem cu valoare adăugată majoră și anume echipamente laser care să și creioneze componentele pe care la momentul actual doar le asamblează la Roman, ci să li se realizeze aici, ceea ce iar va fi un lucru important. În viitor, în următorii 2 ani, putem presupune că această companie va ajunge la circa 2500 de angajați aici la Roman. De asemenea, mai suntem încă într-o negociere cu o multinațională, nu putem să-i dăm numele la acesta, pentru două v-am dat deja, pentru a treia nu putem să-i dăm numele pentru că îs în căutare în momentul de față de a achiziționa un teren și automat când se află unde, ce și specula, cum terenurile cresc, specula imobiliară devine majoră, așa încât spunem că noi acest parc industrial și incubator de afaceri ne propunem să realizăm până în anul 2020, prețul estimativ este de 25 de milioane de lei, ceea ce înseamnă circa 500.000 de euro. Sursa de finanțare este atât de fonduri private, așa cum început cu TRV-ul, din fonduri locale, așa cum tot am început cu TRV-ul prin asigurarea de utilități, fonduri guvernamentale pentru ceea ce înseamnă incubator de afaceri și europene pentru parcul industrial pentru care așteptăm să se lanseze ghidul. Mergem mai departe și vorbim de un al doilea domeniu de activitate, atenție față de oameni, educație și sănătate. Pentru că tocmai am dovedit că am pus oamenii, am pus această comunitate pe primul loc, am căutat să-i determin un nou simbol, un nou etos și am numit-o Marea Familie Romașcană. Să știți că lucrurile încep din ce în ce mai mult să capete consistență și mi-aș dori ca atât Marea Familie Romașcană, dar cât și fiecare membru a ei să simtă mult mai accentuat o creștere a nivelului de trai și o atenție a administrației publice locale către fiecare. Transformarea în ultimii 8 ani a Romanului într-un oraș european vreau să se cimenteze în următorii 4 ani și să se configureze într-adevăr o aprentă europeană pentru acest oraș. Așadar, și în următorii 4 ani vom căuta să aducem facilități accesului la servicii publice ale cetățenilor din municipiul Roman și aici mă refer și la educație, și la sănătate, și la mediul de afaceri, la locuri de muncă, astfel încât lucrurile să funcționeze din ce în ce mai bine. Un proiect pe care îl propunem în acest domeniu de activitate este reabilitarea, modernizarea și echiparea unităților de învățământ. Și aici ne-am propus 7 subproiecte. Vorbim de Colegiul Tehnic Danubiana, Colegiul Național Roman Vodă, Corpul D, Colegiul Tehnic Miron Costin, Liceul Tehnologic Vasile Sav, Liceul Teologic Episcop Melchisedec, Colegiul Tehnic Petru Poni și Grădinița Casa Spițierului. Pentru toate acestea, cu excepția la
Colegiul Tehnic Danubiana și Colegiul Tehnic pentru Poni Corpul B, unde acum se fac studiile de fezabilitate, pentru toate avem și proiectele tehnice deja realizate. Vreau să vă spun că alături de Roman Vodă Corpul A, pe care am reușit să-l finalizez prin fonduri europene, prin Ministerul Educației, alături de Corpul B de la Roman Vodă, care se va finaliza în luna iunie, până pe 30 iunie acestui an, deci în toamnă copiii vor începe școala acolo, pe care am reușit să-l finanțez prin fonduri europene, prin ADR Nord-Est. Școala Alexandru Ioan Cuza, de asemenea prin fonduri europene, prin Ministerul Educației. Școala Vasile Alexandrii, Școala Mihai Eminescu, lucrări la Vasile, la Liceul Vasile Sav, la Petru Poni Corpul B. Deci sunt lucrări pe care le-am efectuat în ultimii ani împreună cu acoperișuri la Calistra Hogaș, la Vasile Alexandrii, la Carol I, la Miron Costin. Continuăm această dezvoltare a sistemului de învățământ. Ca termen de realizare ne propunem anul 2019. Costul estimativ este de 33.400.000 de euro, de lei, ceea ce înseamnă cam 7.425.000 de euro. Sursa de finanțare sunt fondurile europene prin programul operațional regional AXA 10, îmbunătățirea infrastructurii educaționale pe prioritatea de investiții 10.1, investiție în educație și formare. Înțeleg că este vorba și de o creșă pe care vreți să o ajungem imediat acum. Centrul pentru educație timpurie Smirodava, adresat familiilor aflate la început de drum, presupune lucrări de reabilitare termică, înlocuirea mobilierului existent, dotarea cu sisteme de supraveghere, modernizarea spațiilor, dotarea cu echipamente didactice. Este vorba de amenajarea unei creșe, adică cea deja existentă adusă la standarde europene, dar și a unei grădinițe acolo în locul fostului sediu al poliției și fostului sediu al bibliotecii, care fiecare s-a mutat în casă nouă. Și atunci acolo dorim să înființăm un centru pentru educație timpurie, ca termen de realizare 2018, costul estimativ este de 2.700.000 de lei, circa 600.000 de euro, cu sursă de finanțare fonduri europene pe program operațional regional AXA 10, îmbunătățirea infrastructurii educaționale, de asemenea prioritate de investiții 10.1, investiții în educație și formare. Dacă mergem pe partea de sănătate, dorim dotarea și modernizarea Spitalului Municipal de Urgență Roman, un ambulatoriu integrat, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii, dotarea cu echipamente medicale moderne, un aparat cu rezonanță magnetică, RMN, un sistem nurse call, sistem de alarmare pentru cadrele medicale, CT propriu, dar și mamograf, precum și ecograf tridimensional și cardiologic. De asemenea, dorim ca să amplasăm toate acestea într-un corp nou de clădire al spitalului, pe care să asigure circuite funcționale și spații necesare adecvate actului medical, dar și înființarea și dotarea unui centru de îngrijiri paliative, adică pentru cei care se află în ultima fază și au nevoie de o îngrijire, nici acasă, nici în spital nu pot fi, dar și proiecte și una specială până la urmă. Și una specială. Sigur, este o zonă dureroasă, este o zonă tristă, dar sunt semenii noștri și trebuie să avem grijă de ei, dar și proiecte de screening pentru depistarea afecțiunilor populației în timp util. Acest proiect l-am propus să-l finalizăm în 2019, costul estimativ este de circa 22 de milioane de lei, aproximativ 5 milioane de euro, mai precis 4 milioane 900 de mii de euro. Sursa de finanțare, fonduri europene, program operațional regional AXA 8, dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale pe prioritatea de investiții 8.1, investiții în infrastructurile sanitare și sociale. De asemenea, un alt domeniu de acțiune pe care l-am propus în Roman 2020 în acest program este construirea de locuințe și reabilitarea termică a blocurilor. Aici ne-am propus secvențial mai multe subproiecte. Construirea unui număr de 200 de locuințe, și anume două blocuri, două tronsoane la Lea Revoluției pentru locuințe sociale de către 20 de locuințe, apartamente fiecare, ar veni 2 ori 20, 40 de locuințe pe care să le construim așa cum le-am mai construit pe celelalte două, tot din Alea Revoluției, pe fonduri guvernamentale, prin Agenția Națională pentru Locuințe. Iar încă două blocuri care sunt deja depuse și așteaptă hotărârea din Parlament pentru finanțarea Agenției Naționale de Locuințe pentru Tineri, în Alea Vasile Lupu, două blocuri de câte 30 de apartamente fiecare, 60 de apartamente pentru tineri, tot din fonduri guvernamentale, deci ar fi 100. Iar alte 100 sunt propuse în strada fabricii, un bloc practic pe orizontală, care deja este depus la Bruxelles în cadrul megaproiectului care ține de dezvoltare
infrastructură socială, dezvoltare, energie verde, pe economie socială, pe locuri de muncă pentru persoane aflate în situație de risc, dar și locuințe, pe care l-am depus pe 30 martie la Bruxelles și vă anunț cu această ocazie că a trecut de prima etapă a eligibilității, am intrat în etapa de evaluare a indicatorilor tehnico-economici. Și locuri de muncă pentru acești oameni. Și locuri de muncă pentru acești oameni în acest caz. Vorbim de 100 de locuințe și cu celelalte 100 se fac 200. Ca termen de realizare ne-am propus 2019. Suma estimativă este de 47.200.000 de lei, ceea ce ar însemna cam 10.500.000 de euro, care se ar obține din fonduri europene, dar de asemenea ne-am mai propus și reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, cu reabilitare termică a anvelopii, reabilitare termică a sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere energiei din surse regenerabile. Deja primul calup l-am aprobat în ședința de Consiliu din luna mai, am obținut documentele de la asociații, iar în prima parte a lunii iunie, aceasta înseamnă 10-12 iunie termen maxim, depunerea primului calup de blocuri pentru anvelopare termică la ADR Nord-Est. Mai mult decât atât, ne propunem ca în fiecare an să venim cu un calup până în 2020, deci practic acest proiect merge până în 2020, costul estimativ este de 6 milioane de lei, aproximativ 1.350.000 de euro, iar fondurile, sursa de finanțare, program operațional regional AXA 3, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1, sprijinirea eficienței energetice în sectorul locuințelor. Mergem mai departe cu un alt domeniu de activitate, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public. Aici ne-am propus să înlocuim sistemul de iluminat public care la ora actuală este cu lămpi incandescente. Mai puțin Ștefan cel Mare și tineretului, care deja le-am făcut cu lămpi cu eficiență energetică ridicată de tip LED. La fel ne propunem să facem în tot orașul, dar ne propunem să extindem și sistemul de iluminat din municipiul Roman pe artera Romanes, în strada Ștefan cel Mare și în cartierul Primăverii. Termen de realizare 2020, costul estimativ este circa 9 milioane de lei, adică 2 milioane de euro. Sursa de finanțare din fonduri europene, program operațional regional AXA 3, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1, sprijinirea eficienței energetice a gestionării eficiente a energiei infrastructurile publice. De asemenea, legat de eficiența energetică, venim și legat și de eficiența energetică atât pe iluminat cât și pe locuințele rezidențiale și am văzut despre blocuri, mergem pe un alt domeniu de activitate și anume creșterea eficienței energetice pentru locuințele publice. Și aici ne-am propus reabilitarea termică a clădirii primăriei municipiului Roman. Cred că a venit și timpul să reabilităm și primăria. N-am făcut-o de la început, să nu zică adversarii noștri politici și cei care îi susțin că ia că primarul nici n-a venit bine și își pregătește cuibul. Nu, am lăsat întâi să ne ocupăm de oraș, dar trebuie, pentru că e zona de reprezentativitate a municipalității. În centrul municipiului trebuie să se vadă. Sigur că da. 85. E vorba de reabilitarea termică pe care ne-am propus să o realizăm până în 2019. Costul estimativ este, avem și proiect tehnic aici, evaluare și avize, 9.500.000 de lei, adică aproximativ 2.110.000 de euro, iar sursa de finanțare este tot din fonduri europene, program operațional regional, AXA 3, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.2, sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice. Așadar, este, cred că, distanță de timp de o lună de zile până când se va da drumul la această depunere și vom depune și aici acest proiect. Și mai avem un proiect în clădirile publice pe care vreau să-l spun, creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Multicultural Unirea. Vorbim aici de reabilitarea clădirii cinematografului Unirea pentru amenajare și dotarea cu spații moderne pentru proiectare de firme 3D și organizare de evenimente culturale. Ca termen de realizare anul 2018, costul estimativ este de 9.500.000 de lei, aproximativ 2.110.000 de euro, sursa de finanțare fonduri europene pe program operațional regional AXA 3, sprijinirea tranziției către economie cu emisii scăzute de carbon, prioritate de investiții 3.2, sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice. Și aici proiectul este gata, avem avizele și așteptăm depunerea acestora. De asemenea, dorim un alt domeniu de activitate, îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea spațiilor verzi, realizarea de alei și dotarea cu mobilier urban a parcurilor Zăvoi și Jora. Zăvoi este
din zona cartodromului, Jora este din partea de vest a orașului, deasupra Kauflandului. Vorbim de un proiect pe care dorim să-l finalizăm în 2017. Deja proiectele sunt finalizate, așteptăm lansarea ghidului pentru a le depune. Un cost estimativ de 5 milioane de lei, adică 1.110.000 de euro. Sursa de finanțare tot din fonduri europene, program operațional regional de această dată AXA 5, îmbunătățirea mediului urban, prioritatea de investiții 5.2, realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirea mediului urban. Vorbim apoi despre Romanul, un oraș sigur, tocmai pentru că ne interesează în mod deosebit siguranța cetățenilor. Am implementat în municipiul Roman un sistem de supraveghere cu 45 de camere. 25 de camere le-am montat prin proiectul Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pe fonduri europene, 20 de camere le-am montat din fondurile proprii, adică din bugetul local. Am dinamizat activitatea poliției locale, activitate pe care vrem să o dinamizăm în continuare. În continuare o problemă reprezintă faptele comise de minori, în creștere în ultima perioadă. Vreau să vă spun că problema e legată din Roman doar de 5-6 minori pe care îi monitorizăm, cărora le-am întocmit documentele, le-am înaintat prin Direcția de Asistență Socială către Direcția de Creștere de Protecția Copilului. Urmează ca aceștia cu factorii de resort la nivel național să se ocupe pentru ducerea acestor copii, acestor tineri într-un centru de reeducare. Tocmai pentru aceasta ne propunem ca un proiect combaterea delicvenței juvenile, un centru de zi pentru orientarea, supravegherea și sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal, reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor fostului liceu 1 în vederea transformării în centru instituțional și educațional. Cu termen de realizare 2020, cu un cost estimativ de 9 milioane de lei, aproximativ 2 milioane de euro, fonduri guvernamentale europene și locale, ne-am propus aici o intervenție și la Comisia Europeană, ne-am propus aici o intervenție și la guvern și împreună să determinăm acest lucru, pentru că e nevoie, iar Romanul poate să devină un pol de reeducare pentru întreaga Moldovă. De asemenea, legat de siguranță, tot pentru creșterea siguranței ne-am propus montarea de noi camere video de supraveghere în cartierele Danubiana, Petru Rareș, Nicolae Bălcescu, Spiru, Hareș și Griviței, cu termen de finalizare 2018, cu etapizare secvențială, un cost estimativ de 2 milioane de lei, aproximativ 450.000 de euro, din bugetul local pe 2016, 2017, 2018, în etape. Și tot aici ne-am propus achiziționarea de mijloace auto pentru dotarea poliției locale, astfel încât echipajele să ajungă cât mai rapid în toate cartierele și cât mai des. Tot în 2014, cu finalizare, 400.000 de lei, aproximativ 90.000 de euro, din bugetul local pe 2017 și 2018. Un alt domeniu este recrearea prin cultură și sport. Municipiul Roman, așadar, după cum am văzut, se bucură de un trecut istoric și cultural. Ne-am preocupat de modernizarea casei Hogaș, casa căsătoriilor, casa vânătorului, casa vârstnicului, casa speranței, casa pâinii, casa bunicilor, casa copilului. Ne propunem acum, am inaugurat casa Ioachim, Biblioteca George Radu Melidon și sigur în centrul istoric Ștefan cel Mare, care a fost închis de 15 ani de zile, și ne propunem acum să deschidem Casa Celibidache. Este vorba despre un proiect care este finalizat, în prima parte a lunii iunie se va depune, până pe 10 iunie va fi depus și acest proiect. Vorbim despre consolidarea, restaurarea și protecția clădirii Casa Celibidache în vederea valorificării patrimoniului cultural pentru a transforma în muzeu și spațiu multifuncțional cultural, un proiect pe care l-am propus să-l finalizăm în 2018, costul estimativ este de 2.500.000 de lei, aproximativ 555.000 de euro, sursa de finanțare fonduri europene, program operațional regional de această dată AXA 5, conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1, conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și natural. De asemenea, un alt domeniu de activitate este modernizarea bazelor sportive din municipiul Roman. După ce am modernizat terenurile de sport de la Roman Vodă, de la școala Vasile Alexandrii, de la școala Calistra Hogaș, de la școala Alexandru Ioan Cuza, am modernizat toate sălile de sport din oraș, am construit complexul sportiv de divertisment Moldova, am construit bazinul de not, sala polivalentă de la Miron Costin, ne propunem să modernizăm și stadioanele Constantinescu Nehoi și Moldova. De astfel, Constantinescu Nehoi a intrat deja în modernizare. Noi dorim să refacem suprafețele de joc, amenajarea de piste circulare de atletism, montarea unor instalații de nocturnă, a unor tabele electronice, modernizarea vestiarilor și a tribunilor, reabilitarea spațiilor anexe. Ca termen de realizare 2020, costul estimativ este de circa 35 de milioane de lei, aproximativ 7 milioane 750 de mii de euro, și ne propunem să-l finanțăm și din fonduri europene și guvernamentale,
guvernamentale și locale. În momentul de față este o colaborare între local și guvernamental. Deja se lucrează pe Constantinescu Nehoi. Dorim să venim cu suprafața artificială și cu nocturnă în perioada următoare. Tribune la sala polivalentă, o extindere să discuta la un luăm moment în dat. Calcul și acest lucru, dar încă nu l-am propus. De ce? Mă gândesc dacă să nu rămână sala sporturilor așa cum este și să construim o altă sală de circa 3.000 de locuri de sport, aceasta să rămână pentru competiții interne, școlare și antrenamente, iar cealaltă să devină o sală de competiții la nivel național și internațional. Pe handbal, și să fie în spate unde avem loc, să fie legate printr-un tunel în care să se poată desfășura activitățile sportive. Avem în analiză și acest lucru. Tocmai pentru că dorim pe un alt domeniu de activitate să-l promovăm, trafic rutier sigur și civilizat, ne propunem pentru următorii ani, după ce am construit în această perioadă artera Roman-Est și artera Roman-Vest, care deja îmbracă orașul și a scos traficul greu pe din afară, dorim și, sigur, modernizarea foarte multor străzi prin PIDU, dar și prin proiecte locale, dorim amenajarea sensului giratoriu Poarta Nord, de la ieșirea spre Suceava și spre Iași. E vorba de un proiect pe care îl avem în fază de licitație, un proiect care dorim să realizăm până la sfârșitul anului viitor, 2017, un cost estimativ de 1.300.000 de lei, adică cam 290.000 de euro, și aici aș face o scurtă paranteză că mulți din adversarii mei politici sau cei răuvuitori aruncă diferite sume despre sensul giratoriu Poarta Sud, 4 milioane de euro. Nu, e vorba de 400.000 de euro, tot ce înseamnă zona perimetrală. Sensul propriu zis a costat 35.000 de euro cu tot cu fundația statuii. Dar tot ce înseamnă perimetral, plus apă și canal, cu trotuarele până la Kaufland, până la Bilă, da, și parcajele toate de la Bilă s-au ridicat până la 400.000 de euro și nu 4 milioane de euro, cum spune ei prostii și vorbesc aiurea. Vorbim de buget local pe 2016-2017 și resurse private. Un alt domeniu de activitate, reabilitarea structurii străzilor, ne propune modernizarea și asfaltarea străzilor din cartierul Nicolae Bălcescu și Petru Rareș, un proiect pe care dorim să-l finalizăm în 2019 cu un cost estimativ de 20.000 de lei, ce înseamnă cam 4.500.000 de euro, atât din buget local și județean, cu etapizat pe 2016-2017-2018-2019, cât și fonduri europene din port 2014-2020 pe axa 3. De asemenea, tot aici la nivel rutier mai avem un proiect ambițios, reducerea timpului de așteptare și creșterea siguranței în trafic prin realizarea pasajului rutier de traversare cale ferată E85. Ne propunem un pasaj pentru că arhitectura șoselei ne permite, mai dinainte din dreptul liceului întâi, un pasaj rutier care să treacă peste calea ferată și să iasă dincolo de FNC. Vorbim de un proiect pe care ne propunem să-l finalizăm la nivelul anului 2020. Costul estimativ dintr-o prefezabilitate pe care am făcut-o este de 11 milioane de lei, cam 2.450.000 de euro. N-ar fi o valoare chiar foarte mare. Ne propunem ca surse de finanțare atât fonduri locale, guvernamentale și europene. Este o prioritate de investiții, obiectivul specific 2.5, creșterea gradului de siguranță și securitate pentru toate modurile de transport, reducerea impactului transportului asupra mediului. Încercăm aici să prindem o finanțare, dar de asemenea și prin Compania Națională de Investiții sau prin Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi. Suntem în discuții și cu domnul deputat Mur Cosmanciuc, e un proiect generos, e un proiect frumos. Și pe necesar care, până la urmă. Și foarte acolo necesar. E de asemenea, vreau să vă mai spun că vorbim și despre piață. Am discutat despre piață și dorim modernizarea acesteia, zona pieței centrale, prin reabilitarea infrastructurii publice urbane din zonă, restructurare spații auto și pietonale, pasaj auto, parcare subterană, aici am și imagini, dacă vreți, din proiectul pe care noi l-am configurat. Este vorba de o parcare subterană, astfel încât să nu mai avem toate mașinile afară și să poată intra cei care sunt cu dube, cu remorci, care să alimenteze. Aici este forma finală, din coace de la parter și de la subsol, vedere parter, și dorim hale pentru producători. De asemenea, accesul cu scărulante care să se facă din subsol, din parcare, către zona de desfacere produse. Și aici am să vă arăt cam forma finală, cam cum o să arate. E vorba de o semisferă. Da, aceasta este forma finală. Este un proiect generos,
Este un proiect nu foarte simplu, dar este un proiect pe măsura municipalității. Noi dorim acest proiect să-l finalizăm până în anul 2020. Proiectul pe cost estimativ, linia de control a proiectului este de 2.250.000 de euro. Surse de finanțare posibile, bugetul local și bugetul de stat, dar și programul operațional regional 2014-2010, AXA 3. Aș vrea tot aici să vă mai anunț încă un proiect la fel de frumos, și anume modernizarea falezei râului Moldova și a lacului de acumulare al microhidrocentralei prin amenajarea unei zone de agrement. Proiectul este complementar cu investițiile finanțate în municipiul Roman cu microhidrocentrala, cu complexul, parcul Zăvoi, care va fi și cu complexul sportiv Moldova. Are un cost estimativ de 5.600.000 de euro. Este un proiect pe care îl propunem spre anul 2020. Poate fi finanțat din POR 2014-2020 AXA 3 sau POR 2014-2020 5-2, dar și cofinanțare din bugetul local. Este un proiect foarte frumos pe care îl propunem pentru perioada următoare. Suntem deja în discuții și demersuri cu Direcția Apele Române, de la care putem să obținem avizele. De asemenea, suntem în discuții și cu Comuna Horia, astfel cu încât am crea un sistem cu totul și cu totul special. Deci aceste lucruri ne le propunem și puntea, sigur, pentru perioada imediat următoare. Ca alte proiecte importante și de impact pentru cetățeni. Transparență, simplificarea accesului la servicii publice oferite de primărie, și aici noi considerăm oportunitatea înființării unei comisii de simplificare accesului la serviciile publice. Comisia, cum a fost numită la nivel de guvern, Comisia de Tăiat Hârtii. Adică inclusiv de la funcționari și de la oameni, ceea ce cred că e balast, trebuie scos. Nu trebuie să ne încreunăm viața nici nouă administrației publice locale, dar nici oamenilor. De asemenea, simplificarea accesului la servicii publice oferite de primărie, ne referim la reducerea birocrației prin consultarea permanentă a cetățenilor, așa cum am făcut-o și în fiecare an, pentru măsurarea permanentă a gradului de satisfacție a cetățenilor prin acele sondaje pe care le-am anunțat presei din 6-6 luni. Nu necesită costuri suplimentare, sunt idei foarte bune care pot veni și care ne pot ajuta să dezvoltăm acest lucru. De asemenea, aș vrea să vă mai spun că ne propunem introducerea de noi servicii electronice e-administrație până în 2018. Va fi stabilit după apariția reglementărilor specifice programului operațional de creștere a administrației POCA, cum este numit, și vor fi fonduri și guvernamentale și europene pe POR, pe POCA 2014-2016, AXA 2, acțiunea A6. Așteptăm apariția ghidurilor ca să putem să acționăm și în această zonă. Sigur, iată, v-am prezentat 10 domenii de activitate, 20 de proiecte pe o sumă de aproximativ 60 de milioane de euro. Ne dorim să realizăm cât mai multe din acestea. Experiența ultimilor ani ne spune că putem realiza, pentru că dacă în primul mandat am realizat peste 80% din proiectele propuse, în al doilea mandat am realizat undeva peste 95%, plus alte proiecte care nu au fost surprinse și pe care le-am realizat în municipiul Roman, avem mare încredere că putem realiza mare și din aceste proiecte. Avem așadar un program de guvernare local Roman 2020. Avem nevoie doar ca romașcanii să fie alături de noi. Mă scuzați că vă întreb doar o secundă, fără să vă laud acum. Mi-a plăcut un lucru pe care l-am remarcat. N-ați spus că aceste proiecte se fac mâine, nu, sau într-un an. Adică ați dat termene 2018, 2019, chiar și 2020. Sigur, trebuie să fim foarte realiști. Adică după 8 ani de administrație publică locală, nu pot să vin în fața oamenilor să-i privești, să-i mint. Pentru că sunt unele lucruri... Toate se termină în 2016, da, acum două luni ne facem pe toate și sigur, ne strângem. Le-am începând în 2017, cum ar fi Poarta Nord, până în 2020, cum ar fi Piața sau Pasajul, care sunt proiecte generoase, proiecte grele, și ați văzut chiar și la deschiderea unor proiecte pe care le facem. Durata de viață a unui proiect, de la idee până la finalizare, depinde de complexitatea lui, de la 4 la 5 ani. Și biblioteca, ați văzut, s-a deschis în 2012, a terminat în 2016. Îi vorba de analize, de studii, de evaluări, de studii geo, de surprizele care le întâlnești la fața locului. Da. Cum a fost la parcarea de la piață. Când ne-am apucat să săpăm, am găsit pe 2 metri jumătate umplutură, rețele, beci, pe care a trebuit să le deviem. Deci te apuci de una, tai de alta. Sau pe ocolitoarea Roma vezi pe Nicolae Bălcescu. Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul, iar experiența și practica noastră ne spune că trebuie să fim foarte prudenți, în același timp să avem o predictibilitate și o viziune bine ancorată în timp, dar și în realitatea momentului și în realitatea finanțării.
finanțărilor, pentru că toate pornesc de la realitățile momentului. De aceea am gândit această etapizare și această listă de proiecte pe care am prognozat-o atât pe surse de finanțare, atât pe costuri estimative, cât și deadline-uri de finalizare în timp. Duminică romașcanii să meargă la vot. Duminică invit pe romașcani să fie alături de noi și pe 5 iunie, așadar duminică, invit ca pe cele 3 buletine de vot, pentru că vor primi 3 buletine de vot, unul pentru primar, unul pentru Consiliul Local, unul pentru Consiliul Județean. Noi ne aflăm pe toate pe poziția 1, îi invităm să voteze poziția 1, Laurențiu Dan Leoreanu primar, PNL echipă, Consiliul Local și Consiliul Județean, așadar toate pe poziția 1. Este important să fiți alături de noi, pentru că un număr mare de voturi înseamnă și o reprezentativitate și înseamnă un cuvânt greu la București pe care să-l ducem pentru obținerea acestor proiecte și acestor fonduri. Am fost împreună 8 ani, haideți să mai fim împreună încă 4, să definitivăm ceea ce ne-am propus. Dumnezeu să ne ajute pe noi, să ne dea tuturor sănătate și să binecuvinteze Romanul. Îmi doresc un roman de care copiii mei să fie mândri. Îmi doresc un roman frumos, un roman cu oameni educați. Îmi doresc ca Romanul să fie un oraș prosper, în care romașcanii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Îmi doresc un roman performant în toate proiectele pe care și le-a propus. Îmi doresc un roman frumos, ca ziua de astăzi. Îmi doresc un roman curat, un roman al romașcanilor. Îmi doresc ca Romanul să devină un oraș european prin folosirea energiei neconvenționale. Îmi doresc un roman sigur, un roman european. Îmi doresc ca Romanul să rămână un oraș curat. Îmi doresc ca această comunitate, unde m-am născut, să fie o comunitate bazată pe proiecte durabile. Îmi doresc să continuăm pentru un oraș european. O echipă pentru Roman, un Roman pentru marea familie. Laurențiu Dan Leoreanu și echipa liberală. Cu noi, viitorul are sens.